Bună, dragii mei, și bine ați revenit! Astăzi vreau să vă arăt cea mai simplă rețetă de cartofi gratinați la cuptor. Este o rețetă simplă și ieftină, ideală pentru cină și este o rețetă foarte versatilă, deoarece putem adăuga ingredientele preferate. Pentru 4 porții avem nevoie de 1 kg de cartofi, 150 g de cașcaval sau mozzarella, 200 de ml de lapte, eu am folosit unul vegetal, 200 de grame de smântână, opțional puteți adăuga 4-5 ouă fierte, iar ca și condimente eu am folosit rozmarin proaspăt, puteți folosi și rozmarin uscat, un cățel de usturoi, puțină nucșoară dacă vă place, sare și piper. Pentru început am curățat cartofii, i-am spălat, după care i-am tăiat rondele. Cantitatea pe care noi o pregătim astăzi este de 4 porții. Și dacă vă plac legumele gratinate la cuptor, aici sus în descriere vă las rețeta mea de conopidă la cuptor. Eu îi tai cam de această dimensiune, nici foarte subțiri, însă nici foarte groși. După ce tai toată cantitatea de cartofi, îi vei pune direct în oala în care îi voi fierbe pentru 10 minute. Separat într-un vas încăpător, voi amesteca smântâna, laptele și restul condimentelor. Eu am folosit lapte vegetal, dacă vă interesează, am o rețetă de lapte vegetal făcut în casă, vă las aici sus în descriere, însă dacă doriți să folosiți lapte normal, este la fel. Adăugăm condimente după gust, sare și piper. Rosmarin proaspăt sau uscat, eu am folosit proaspăt și un cățel de usturoi. Dacă nu vă place rosmarinul, îl puteți omite și să adăugați la sfârșit doar puțin cimbru uscat. Voi adăuga și puțină nucșoară, după care amestec bine totul și voi pune toată compoziția lichidă peste cartofi. Adaug și puțin cimbru uscat, merge de minune cu această rețetă. Amestecăm bine toate ingredientele, după care vom pune cartofii la foc mediu, la fiert, timp de 10 minute, cu un capac peste. În acest timp voi răzăli cașcavalul, dacă nu doriți să folosiți cașcaval, puteți folosi foarte bine și mozzarella. Eu am folosit 150 de grame de cașcaval, însă puteți folosi mai mult sau mai puțin, după propriul gust și cât doriți să fie de gratinați cartofii. La această rețetă eu cred că niciodată nu este prea mult cașcaval. Iar acum voi lua o tavă pentru cuptor, pe care o voi unge cu puțin ulei de măsline. Vă recomand să folosiți unt, însă eu nu am avut, așa că a trebuit să folosiți puțin ulei. Cartofii au fiert pentru 10 minute, iar acum îi voi pune în tava unsă cu ulei. Iar peste cartofi vom adăuga ouăle. Eu le tau rondele, însă le puteți da și prin răzătoare. Ouăle fierte sunt opționale la această rețetă. Mie îmi place foarte mult combinația de cartofi și ouă fierte la cuptor, însă le puteți omite dacă nu vă plac. Sau puteți adăuga ingrediente precum ceapa roșie, măsline, șuncă, mă rog, variante sunt destule. Peste ouă adăugăm cașcavalul, după care vom băga totul la cuptor. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 220 de grade. Iar după 20 de minute, cartofii noștri sunt gata. După cum vedeți, arată foarte bine, este o rețetă foarte simplă, economică, cu ingrediente pe care le avem mereu în casă și ideală pentru o cină.
aceasta a fost rețeta mea de cartofi gratinați la cuptor, pe care sper să o încercați. Dacă ți-a plăcut rețeta, poți să lași un like, să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja, astfel încât nu vei rata următoarele rețete, iar eu vă aștept pe Instagram, unde zilnic postez rețete noi. Eu vă salut și până data viitoare vă doresc numai bine și poftă bună!